31 octombrie Atrași de dragostea sa Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Roman 5 cu 8 Misiunea lui Hristos nu este aceea de a-i constrânge pe oameni să-L primească. Numai satan și oamenii stăpâniți de Duhul lui caută să forțeze conștiința. Hristos se arată totdeauna plin de îndurare, căutând totdeauna să câștige inimile oamenilor prin descoperirea iubirii sale. El nu poate să îngăduie un rival în suflet, nici să primească un serviciu făcut pe jumătate. El dorește o slujire de bunăvoie a inimii sub îndemnul iubirii. Hristos Lumina Lumii, pagina 487 Atrași de iubire Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. 1 Ioan 4,10 Dumnezeu le trimite oamenilor solie după solie, îndemnându-i să se pocăiască pentru ca El să-i poată ierta. Prin manifestarea iubirii sale, prin îndemnurile Duhului Său, El încearcă să-i întoarcă pe oameni la pocăință, deoarece pocăința este darul lui Dumnezeu, iar pe acela pe care îl iartă, Dumnezeu îl face mai întâi să se pocăiască. Bucuria cea mai plăcută vine în inima omului prin pocăința lui sinceră pentru că a calcat legea lui Dumnezeu și prin credința în Hristos ca răscumpărător și apărător al celor păcătoși. Domnul Hristos îi atrage pe oameni prin manifestarea dragostei sale, pentru ca ei să poată înțelege bucuria iertării și pacea lui Dumnezeu. Dacă ei răspund atracției sale, supunându-și inima față de harul său, el îi va conduce pas cu pas la o cunoaștere de plină a sa, iar aceasta este viața veșnică. Solia alese volumul 1, pagina 159